La prima epistolă a Apostolului Petru, 1 Petru, pagina în Biblie 1191. 1191, traducerea Cornelescu, bineînțeles, traducerea pe care o folosim noi, și vom citi primele cinci versete. 1 Petru, 1 de la 1 la 5. Să ascultăm cuvântul Domnului. Petru apostol lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galația, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Amin. Vă rog să locurile. Iată-ne după o pauză de două luni, din luna decembrie, iată-ne din nou începând o carte, să studiem o carte, așa cum avem noi obiceiul aici la Agape. Și văd pe zi ce trece, văd pe săptămână ce trece, cât de important este să luăm cuvântul lui Dumnezeu verset cu verset și să trecem prin cărți așa cum sunt ele în context. Deoarece, nu știu, nu pot să-mi explic ca și păstor și ca și creștin, cum deseori dăm dovadă că nu înțelegem lucrurile de doctrină, lucrurile esențiale ale credinței noastre. Și suntem uneori așa de ușor, parcă duși de orice vânt, de orice învățătură. Oameni care de 10, de 20 de ani stau în biserică și nu pot încă să explice unele lucruri, și mă gândesc că avem și noi, predicatorii, partea noastră de vină, deoarece avem această tentație, ca să nu o, imez, nu o numesc ispită, mai ales noi, de a avea predici, exact cum spunea fratele Dani aici, acum câteva minute, de a avea predici care să coboare focul din cer care să zguduie locul, predici care să ne impresioneze. Și să mergem și să zicem, wow, a fost cercetarea Domnului astăzi. Și eu nu zic că Dumnezeu nu ne poate cerceta și prin predici din acestea. Însă de multe ori ceea ce vedem, constatăm în bisericile noastre, este că nu cunoaștem cuvântul așa cum este pus el. Și trecem așa de ușor peste unele lucruri pe care nu le înțelegem. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Ia uitați-vă în versetul 2. Cam cum vă sună? După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțită. De Așa când citești, parcă te pierzi. omule. Ce... this is deep stuff. Și de asta este bine să... Ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu și să mergem verset cu verset să vedem ce vrea să ne spună Domnul. Că uneori noi nu înțelegem. Așadar, m-am oprit la 1 Petru. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să abordăm acest, această epistolă, o epistolă de multe ori neglijată de către creștini. O neglijăm pentru că e mai mică, este, sunt lucrurile astea pe care ni se pare că le știm și. Nu, nu putem să ne dăm seama cât de importantă este această epistolă până când nu ne adâncim în ea, nu? Am vorbit despre doi Timotei și ați văzut cât de frumoasă este și cât de bine este să învățăm. Și unele lucruri care le, o să le spunem în această epistolă, în seria de predici, se vor repeta. Și este bine să le repetăm. De ce? Ca să le putem învăța. Repetiția este mama învățăturii. Așa am învățat noi în România. Nu? Ei, această epistolă lui Petru, prima epistolă, este o epistolă care începe ca și alte epistole. Are un fundament teologic. Începe cu teologia. Începe cu lucrurile care uh, satana vrea ca să nu le știm. Și apoi este o epistolă și practică. O să vedeți cum ne vorbește Apostolul Petru, vorbește despre ceea ce credem, apoi vorbește despre, de exemplu, despre botez, vorbește Apostolul Petru, după aceea vorbește despre relația dintre uh, rob și stăpân, bineînțeles, acum nu mai există relația rob și stăpân, dar este relația dintre șef și angajat, nu? Șef și subordonat. Ne vorbește despre relația din familie, cum să se supună nevasta. Și sunt sigur că atunci o să vină toți bărbații la biserică. Dar ne vorbește și cum să înțelegem noi bărbații pe soțiile noastre. Vorbește despre tineri, cum să se comporte, comporte tinerii. Dar ceea ce firul roșu, dacă vreți, în această epistolă, este suferința. Oh, frate Gănișor, this is devastating. Noi nu vrem să auzim despre suferință. Există acolo, în această epistolă, ideea aceasta a suferinței și bineînțeles că noi nu vrem noi nu vrem să auzim de suferință, dar suferința este în mijlocul nostru. Este parte din viața noastră. Și Apostolul Petru vine și pune suferința într-o Perspectivă pe care noi nu trebuie să o uităm niciodată. Și vedeți, am pus titlul la această, la această serie de predici: Străini și călători într-o lume ostilă. Vine Petru și ne spune: Noi, voi, sunteți niște străini și călători într-o lume ostilă, într-o lume care nu vă înțelege, într-o lume care nu vă ajută să fiți creștini, ci din potrivă vă împiedică să fiți creștini. Și dacă trecem prin necazuri, dacă trecem prin probleme și ne descurajăm, trebuie să ne aducem aminte că suntem în această lume străină, într-o lume ostilă, și că noi, de fapt, suntem niște străini și călători. Acum, în 5 minute, vreau să bear with me, cum spune americanul, în 2 minute vreau să pun un pic bazele acestei epistole. Când a fost scrisă? Cui a fost scrisă? De ce suferință? Când romanii au cucerit lumea întreagă, Imperiul Roman, ei au avut o regulă. În momentul în care l-ai cucerit pe un popor, le impui religia ta. Poporul, nu trebuie, să aibă, să pierd, poporul trebuie să și piardă identitatea și să nu mai aibă religia lui. La toate popoarele au făcut lucrul acesta în afară de un singur popor. La cine credeți? La evrei. Că au că cu evrei nu merge. Deci, evreii s-au bucurat de această independență de a-și păstra religia. Și și-au păstrat-o evrei. I-au lăsat să-și aducă, să -și aducă la, la, templu. Până când? Până în ce an? 70. Ce s-a întâmplat în 70? S-au dărâmat templu pentru că evreii s-au răsculat. Ok. Când a apărut creștinismul, creștinismul a fost văzut de către evrei ca și o... de, de către romani ca și o secta a evreilor. Creștinii, o secta evreilor, tot, tot ca și evreii. Și romanii nu le-au păsat de creștini. Sau creștinii au apărut imediat după Domnul Iisus Hristos, deci când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, s-a format prima biserică și romanilor nu le-a păsat de creștini. Au zis, sunt tot evrei. Ei, când evreii au început să-i dea afară pe creștini din sinagogi, când evreii au început să-i persecute pe creștini și să-i dea afară din sinagogi, atunci romanii încep să realizeze Stai, mă, că ăștia nu sunt evrei. Mai ales că pe vremea aceea creștinii spuneau: Hristos este Cezarul, Hristos este Curios, este Cezarul, este Kaiserul. Și atunci încep primele semne de persecuție. Ei, ceea ce vedem în această epistolă este chiar atunci când încep primele semne de persecuție ale romanilor împotriva evreilor, împotriva creștinilor. Petru scrie o scrisoare, el spune că din Babilon, dar pe Petru folosește în mod criptic numele ăsta de Babilon. Babilon pentru noi este ceva rău, nu? mi aduc aminte în vechime, auzeam. Ce Babilonie e pe aici? E, răul era la Roma, unde stătea pe tronul, la Roma stătea un împărat nebun, care și-a pierdut mințele. Cine era? Nero. Nero. Ei, de acolo scrie Petru o scrisoare unor creștini, pe care o să vedem, o să vă pun și harta mai târziu, care începuseră deja să fie afectați de persecuție. Începeau să sufere pentru credința lor. Asta este situația, asta este background-ul, dacă vreți. Anul foarte puțin înainte de anul 64, poate chiar înainte de a începe persecuția oficială sub Nero. Și știți, am vorbit și la 2 Timotei, cum Nero a dat foc Romei și apoi a pus vina pe creștini, că ei au dat foc Romei. Ei, cam asta este, cam asta este partea introductivă. Care este primul cuvânt al acestei epistole? Petru. Se introduce cel care scrie. Vedeți, noi, când scriem o scrisoare, dacă mai scriem scrisori, noi numai la sfârșit spunem cu drag, crinișor. În vechime, te prezentai prima dată. Hei, Petru. Petru, Apostol al lui Isus Hristos. Acum, când spunem Petru, când spunem Petru, ne duce gândul prima dată la discuția pe care. Domnul Iisus Hristos a avut-o cu Petru. Numele lui era Simon, nu? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, tu ești Petru. Când apare numele Petru, mă gândesc în primul rând la cine este Petru și am vorbit așa de mult despre Petru și nu vreau să intru în mod normal. Sunt unii pastori care fac, au o predică numai despre Petru, când încep întâi Petru. Dar noi suntem în biserică românească și noi știm foarte multe. Noi știm cine a fost Petru. Dar Petru, când citesc aici Petru, mă gândesc de Harul lui Dumnezeu. Când citesc Petru, mă gândesc aici de modul în care se introduce Petru cu numele pe care Domnul Iisus Hristos i-l-a dat. Am fost căzut odată, dar Domnul Iisus Hristos m-a restaurat. Petru înseamnă Harul lui Dumnezeu pentru mine. Apoi, apostol înseamnă cel trimis cu autoritate. Înseamnă Domnul Iisus Hristos m-a trimis, trimis, ca să predic Evanghelia. Și acum epistola aceasta care vă scriu eu, vrea să spună Petru pentru noi, este o epistola care vine de la Domnul Iisus Hristos. Este cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce Petru scrie aici nu sunt niște sugestii. Ceea ce Petru scrie aici este cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Amen. Și haideți să intrăm acum în textul din această dimineață. Prima, titlul primei predici din această epistolă pe care o am este Speranță pentru călătorul descurajat. Pentru scria unor creștini care erau descurajați, care au început să vină prigoana peste ei și se gândeau, Doamne, de ce este atâta suferință? Doamne, de ce îngădui lucrurile astea peste mine? Și mă gândesc privind peste dumneavoastră aici că fiecare din noi am avea motive să fim descurajați. Unii sunt descurajați că nu-și găsesc geaba, nu? Alții sunt descurajați că și-au pierdut geaba. Unii sunt descurajați că nu s-au căsătorit încă. Alții sunt descurajați că s-au căsătorit. Nu, no, <laughs> am vrut să vă trezesc un pic. Dar avem motive să fim descurajați. Altul este descurajat că are o suferință, ai o boală, ai un necaz altul are o problemă. Nu ți-o știe nimeni, numai Dumnezeu o știe. Și acum Petru scrie oamenilor acestora și ne scrie nouă și ne spune, Hei, there is hope. De altfel spune aici, zice, ne-a dus la o nădejde vie. Spune aici în versetul 3, la o nădejde vie, la o speranță vie. Speranță pentru călătorul descurajat. De ce trebuie să fim plini de speranță? Și haideți să trecem peste câteva lucruri. Number one. În primul rând, aș vrea să spun în această dimineață să nu fi descurajat, number one, pentru că ești extraordinar de privilegiat. Ești extraordinar de privilegiat. Vesetul 1 spune așa. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către, care e cuvântul? aleși”. Ați fost vreodată la vreun concurs, competiție, ne ducem câteodată cu copiii noștri ca să fie tryouts, nu? ca să vedem dacă intră într-o echipă sau nu. Sau ați fost vreodată undeva unde trebuia să fie aleși oamenii și numai câțiva dintre oamenii ăștia erau admiși și alții nu erau admiși. Când am fost să iau viză pentru America, stăteam acolo la ambasadă și vedeam cine este ales și cine nu este ales. Evrei pe unul venea amărât, asta e gata, nu-i ales. Și vedea altul cu zâmbetul pe buze, asta e ales. Nu? Și am fost ales. Și ai fost ales. primul lucru pe care Apostolul Petru vrea să ne le spună, hei, tu ești în suferință, tu ai probleme, tu ai necazuri, dar vreau să spun ceva. Tu ești extraordinar de privilegiat. De ce? Pe tine nu te-a ales împăratul roman, pe tine nu te-a ales altcineva, tu ești ales de către Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ești extraordinar de privilegiat, tu, ești, tu faci parte dintre cei aleși, tu faci parte din miriasa Lui Hristos, tu ești un copil al Lui Dumnezeu, tu ești ales, te iubește Dumnezeu, extraordinar. Și vedem aici, cum am fost aleși? Și deja intrăm, bum, dintr-o dată intrăm într-o într doctrină extraordinar de, de, importantă. Versetul 2. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Asta e versetul care vi l-am dat ca și verset care imediat, o, ce e asta? Deja Apostolul Petru ne vorbește aici despre Trinitate. Nu? Ne vorbește despre Trinitate. Și o să vedeți cum întreaga Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, lucrează pentru mântuirea noastră. Mântuirea ta, tu ești ales, dar pentru mântuirea ta, mântuirea ta a fost planificată de către Tatăl. Zice, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl a fost plănuită de Tatăl. Încă înainte de temerea lumii, Tatăl, Dumnezeu Tatăl a planificat, a plănuit mântuirea mea și mântuirea ta. În El, Efeseni 1 cu 4, Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și pentru că este aici această diagramă, mai pus-o încă o dată. N-aș vrea să intru în detalii cu privire la ce credem noi despre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este o Trinitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cuvântul Trinitate nu apare nicăieri în Cuvântul lui Dumnezeu. În Scriptură nu să avem conceptul acesta, nu este cuvântul să știți că Dumnezeu este trei în unul. Nu. Evreii Evreii cred numai în Dumnezeu, Tatăl. Noi, creștinii, credem într-un singur Dumnezeu, într-un singur Dumnezeu, care se revelează în trei persoane distincte. Și uitați puțin la acest triunghi care ne arată, ne, ne explică oarecum ce înseamnă Dumnezeirea. Tatăl este Dumnezeu, dar Tatăl nu este Duhul Sfânt și Tatăl nu este Fiul. Haideți să luăm alta. Fiul, the son, is God. Dar fiul nu este tatăl și fiul nu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu este fiul și Duhul Sfânt nu este tatăl. Doctrina aceasta a Trinității cred că ne-ar lua un ceas, o oră, ca să trecem prin ea și să vedem toate versetele biblice din care reiese Că noi credem într-un singur Dumnezeu care se revelează în trei persoane. Acum, evrei de exemplu, dacă ar vedea ce este aici, spune, voi credeți în trei Dumnezei. Voi sunteți politeiști. Ei n-au putut să descopere lucrul acesta și nu Dumnezeu. Nu le-a arătat încă în bahram aceasta ca să poată să vadă că căci căci Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei persoane. Dar. Asta am vrut numai ca să punctez lucrul acesta în ce credem noi. Credem în Trinitate. Mântuirea, mântuirea ta, mântuirea ta a fost plănuită de către Tatăl. Bine, frate Crineșor, dar asta înseamnă de fapt că este predestinare. Este predestinare sau nu este predestinare? Big topic, big topic. Doctrina aceasta a predestinării ia tot mai mult amploare, mai ales în zilele de astăzi și vedem cum chiar biserici, care uh, sunt mari biserici aici influente, care proclamează lucrul acesta, uh, insistă foarte mult asupra acestui lucru. Cât despre mine, eu v-am mai spus și cu o altă ocazie, uh, eu cred în predestinare. Fratele Cneșan, am crezut că nu crezi. Fiți atenți! Eu cred în predestinare bazată pe preștiința lui Dumnezeu. Vă rog să puneți Romani 8 cu 29 pe ecran. Romani 8 cu 29. Și uitați ce spune Romani 8 cu 29. -am mai, am mai zis încă o dată, dar mi-am dat seama că trebuie să spun tot mereu așa, din între ele luni să mai tot abordăm subiectul ăsta, căci câteodată nu suntem atenți, câteodată am lipsit de la biserică și scăpăm lucrul ăsta. Ia uitați ce spune aici, Romani 8, 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului său. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, am o întrebare. Te-a cunoscut Dumnezeu mai dinainte de acum, hai să zicem, șase mii de ani? Ia, cum adică? De ce te-a cunoscut Dumnezeu? Pentru că El e Dumnezeu. Nu? El știe, El este omniscient, atot cunoscător. Dumnezeu știe. Ok? Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe mine m-a cunoscut mai dinainte, m-a și hotărât, m-a și predestinat ca să fiu asemenea chipului său. Ce vrea să spun aici cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a cunoscut faptul că Ștefan Crișor, în anul 1981, își va da viața Domnului Isus Hristos. Dumnezeu a știut. Atunci l-a și predestinat ca să fie mântuit. De ce? Pentru că a știut. Ei, cei care cred în predestinare de alt gen spun nu, Domnule. Cum adică crezi tu așa lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu nu e suveran, înseamnă că tu ești suveran crinișor peste viața ta. Nu, Dumnezeu este suveran. Dar Dumnezeu în suveranitatea Lui mi-a dat mie această șansă să decid dacă să fiu un iad sau să fiu un rai. Asta este. Pentru că există această idee. Am auzit o dată la cineva, într-un la sat am fost, un frate acolo, nu, nu, era frate, veneau și la biserică și... Apoi, dacă asta mi-a fost sorta, să ajung în iad, eu ce pot să fac? Și se culcă pe o rege, că asta i-a fost sorta, că el să ajungă în iad. Nu, sorta nu asta ții. De fapt, Dumnezeu, aș vrea să intru un pic mai, mai adânc, Dumnezeu nu este legat de timp. Pentru Dumnezeu totul se întâmplă acum. Dumnezeu este afară din spațiu și timp. Aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu n-a fost surprins când... I'm picking on you, Eddie. <laughs> Extraordinar! Eddie s-a păcăit. Eddie l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu n-a fost surprins de lucrul ăsta. Dumnezeu a știut că Eddie o să-l o să primească. Și pentru că Dumnezeu a știut, Dumnezeu l-a și predestinat. Ok? So, mântuirea noastră, mântuirea ta, mântuirea mea, a fost plănuită de Tatăl. Noi nu l-am luat prin surprindere pe Tatăl când ne-am dat viața Domnului Isus Hristos. Nu, 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 nu. Nu. A fost planificat de Tatăl, adică Tatăl, în înțelepciunea lui, a văzut o biserică, a văzut un grup de oameni care vor fi mântuiți și a știut cine va fi în grupul acela. Și, bineînțeles, bazat pe preștiința lui, el a predestinat pe oamenii aceia să fie mântuiți. Nu? Noi nu luăm prin surprindere pe Dumnezeu. Ei, mergem mai departe. Mântuirea noastră a fost posibilă și este posibilă mântuirea ta datorită Duhului Sfânt. Cum adică? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul. Și v-am mai spus, mă gândesc chiar că acum două săptămâni am zis, nu contează câte predici asculți, cât de grozav este predicatorul care predică. You know, whether he is entertaining or not. Cine convinge de păcat? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt convinge de păcat. Ce înseamnă conceptul de sfințire în Vechiul Testament? Do you guys remember? Pus deoparte. Set apart. Asta spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Voi ați fost puși deoparte. Mântuirea aceasta care a fost planificată de Tatăl a fost posibilă datorită Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a lucrat la inima mea, Duhul Sfânt a lucrat la inima ta și Duhul Sfânt trebuie să lucreze la inima ta, care poate ești în această dimineață prezent aici în mijlocul nostru și încă n-ai luat decizia pentru Dumnezeu. Este posibilă datorită Duhului Sfânt. Și apoi, bineînțeles, Mântuirea ta a fost plătită de către Domnul Isus Hristos. Și vedem toată Trinitatea lucrând. Zice, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Ce înseamnă asta? Că ai fost răscumpărat. Că sunt răscumpărat prin sângele Domnului Isus Hristos. Prin ce? Prin jertfa pe care Domnul Isus Hristos a adus-o pentru mine și pentru tine. Și iată, toată Trinitatea, a contribuit la mântuirea ta și contribuie la mântuirea ta. Din punct de vedere al Tatălui, eu am fost mântuit înainte de întemeierea lumii, când El m-a ales. Din punct de vedere al Fiului, eu am fost mântuit când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru mine. Din punct de vedere al Duhului Sfânt, eu am fost mântuit în anul 1981, când mi-am pierdat, predat viața Domnului Iisus Hristos. Now. Taf, nu? Cam greu de, 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 digera lucrurile astea. Dar sunt foarte importante. Sunt foarte importante. Planificat de tată. Și acum aș vrea să te uiți din nou. Ești extraordinar de privilegiat. De ce? Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, întreaga Dumnezeire, se interesează de tine. Este concerned about you. Ești extraordinar de privilegiat. Numărul 2. Hai să mergem, că văd că nu mai termina asta. 2. Ești strategic localizat. Către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Am spus că o să vă pun o, o hartă aici. Harta asta este, acum, dacă ne uităm la ea, este harta Turciei. Dar dacă ne uităm la ea, este Asia Mică. Ei, uitați, Bitinia, Pont, Capadocia, Galatia era aici și cei din Asia. Cam asta au fost traseul pe unde a trebuit să circule această scrisoare. Apostolul Petru le scrie creștinilor, atât evrei cât și a, dintre neamuri, și le spune, hei, voi sunteți niște străini, împrăștiați prin zona asta. Și noi ne gândim la noi și ne spunem, Doamne, dar ce caut eu aici, în Laguna Woods? Aș vrea să vă spun ce căutăm noi în Laguna Woods. Acum doi ani, când am deschis biserica, nimeni nu s-a gândit că o să ajungem în Laguna Woods. Și știu că e departe și pentru mine e departe. Pentru unii e departe. Și Dumnezeu ne-a pus aici. Nu este ce mai departe. Nu... Și știți ce vrea să ne spună Domnul această dimineață? Ești strategic localizat aici. Te-am pus aici cu un scop. Te-am împrăștiat aici. Sunteți împrăștiați aici cu un scop. Ce caut eu în America? Ce cauți tu în America? Ești aici cu un scop. Te-a pus Dumnezeu aici în mod strategic. De ce? Oare de ce, frați și sorori? Să plângem în America? Să ne plângem în Laguna Woods? No! We have a message! No! No, ni s-a dat o sargină. Am fost comisionați. Dumnezeu ne-a dat un mesaj. Și în această dimineață, asta vrea să ne spună Apostolul Petru, pentru cei care trăiesc ca străini. Noi suntem niște resident aliens, asta este cuvântul pe care îl folosește Apostolul Petru acolo. Și vă spune, sunteți acolo în Asia Mică cu un motiv. Suntem pe pământul acesta, frați și surori. Ca niște oameni care avem doar green card pe pământul ăsta. Ok? Și noi toți care suntem aici știm ce înseamnă să ai numai green card. You're not a citizen. You just have a green card. are happy you got a green card. Dar suntem numai niște cetățeni. Cu alte cuvinte, destinația noastră finală nu este locul ăsta. Destinația ta finală nu este pământul acesta. Știți de ce deseori suntem frustrați de ce ni se întâmplă? Deoarece încercăm să facem din lumea aceasta casa noastră. That's why. Și vine Domnul Iisus Hristos și ne spune, hei, lumea asta nu-i casa voastră. Degeaba încercați voi să vă faceți cât mai confortabil aici și când începe să ne facem mai confortabil, atunci primim câte un ghiont. Atunci vine o boală, atunci vine o problemă, atunci... Și ne aduce aminte, Domnul, hei, sunteți niște străini și călători. Când vine o mormântare, ne dăm seama că suntem numai niște călători. Dar noi nu vrem să mergem la mormântări. Nu vrem, la Dumnezeu ne ne trezește și spune, hei, ești doar un străin și un călător. Folosește aici cuvântul împrăștiați și noi, români avem și o altă când zicem împrăștiați. Cuvântul folosit acolo este diaspora. Și noi ar trebui să fim familiarizați cu ce înseamnă diaspora. Diaspora înseamnă cei care locuiesc în afara granițelor unei țări. De exemplu, noi suntem în diaspora românească. Dar cuvântul mare are și această idee de a fi semănat, a fi aruncat ca o sămânță peste tot locul. Și Domnul vrea să ne spună și Apostolul Petru ne vrea să ne spună, voi sunteți semănați acolo unde sunteți. V-am pus acolo cu un scop ca să duceți roadă. De asta v-am pus acolo. Deci suntem împrăștiați ca și străini, suntem împrăștiați ca și sămânță, suntem împrăștiați ca și sfinți, ca să aducem roadă. Pentru este foarte clar în ceea ce privește viața noastră. Noi nu trebuie să fim niște călugări, niște hermits, să ne închidem între patru pereți și să nu ne implicăm în lumea aceasta și spune Petru, voi sunteți străini și călători, într-adevăr, voi aveți alte valori. Dar sunteți puși aici într-un mod strategic. Vedeți, dumneavoastră, noi nu suntem niște cetățeni ai pământului care încercăm să ajungem în cer ci noi suntem cetățenii ai cerului care călătorim pe acest pământ. Nu suntem niște cetățeni ai pământului și vrem să ajungem în cer. Nu, nu, nu. Din momentul în care l-ai primit pe Domnul Isus Hristos, tu ești un cetățean al cerului care călătorești doar pe acest pământ. You're just wandering here. Mai mult, noi nu trăim în lumea aceasta și mergem la biserică. Să mai trăim în lume și mergem la biserică duminica și miercurea. Nu, 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 nu. Noi trăim în biserică și mergem în lume. Suntem în biserica lui Hristos. Și mergem prin lume, trăim, străbatem lumea aceasta. Ești strategic localizat. Dragul meu, oriunde ai fi tu, oriunde Dumnezeu te-a pus, Dumnezeu te-a pus acolo într-un loc strategic. Și întrebarea este ce o să faci în locul ăla strategic. O să răspundești lumina în jurul tău sau o să răspundești altceva în jurul tău? Merge mai departe. Number 3. Asta e faina de tot. Vreau să introduc un pic. Oh, mi-ai luat înainte, Camie. Câți dintre voi credeți că sunteți săraci? Eu cred că sărac. De ce? Aș vrea un pic mai mult, nu? V-ați necăjit dacă ați primit un raise la, la job? Nu, din potrivă. Și avem această idee, domnule, nu avem destui bani, vrem mai mult și este pe undeva normal. Dar vine Apostolul Petru și ne spune, hei, ești incredibil de bogat. Wow! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o de vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată care nu poate veșteji. Wow! Incredibil de bogat ești! Sunt incredibil de bogat. Uitați-vă la mine, sunt cel mai bogat om din lume. De ce? O, well, am primit o moștenire. Uite de la cel din dreapta, uite de la cel din stânga. Stai lângă cel mai bogat om din lume. De ce? Tu ai o moștenire nestricăcioasă. You're rich. În momentul în care ne-am născut din nou, ne-am născut din nou la o viață nouă și am devenit bogat. Acum, Cred că și dumneavoastră vă regăsiți. Uneori când eram copil mă gândeam, domnule, ce bine ar fi fost să mă fi născut eu nu în casa asta de țărani. Să mă fi născut eu într-o casă de bogătan. Tatăl meu să fie directorul cele mai mari fabrici, combinatului chimic din Târgu Mureș. Să am jucării peste jucării, să am bani, să pot să fac ce vreau eu, nu? Să pot să-mi cumpăr o mașină sport sau, mai știu eu, mă gândeam lucrurile astea, că eram copil, nu? Aș fi avut toate jucăriile din lume. Ei bine, Petru ne spune, hey, crini, it's possible. uite te tu poți să te naști în familia celui mai bogat, cele mai bogate persoane din lumea asta, din universul ăsta. În familia lui Dumnezeu, amen? Hey Amen! Știți, nu-mi place deloc să citesc documentele legale. De asta sunt lawyers și de asta lawyers se fac atâția bani. Dacă ai primit un contract, trebuie să ai grijă ce scrie fine print. Nu-mi place, it's boring să citești un document legal, trebuie să-ți rez avocatul tău să-ți-l citească și te taxează, nu? Pentru că ei au inventat un job, un jobul lor, au inventat un limbaj... Ca să-și păstreze, să păstreze ei geaburile. Numai ei știu ce cuvinte au acolo. Foarte interesante, nu? Există însă un document legal pe care l-aș citi toată ziua. Știi care? Dacă mătușa mea cea bogată ar muri și mi-ar lăsa un testament. Dar n-am o mătușă bogată, să știți. Există un document legal pe care l-ai citi, încă acolo se scrie acolo și lasă las lucrinișor Ștefan un milion de dolari. Toată ziua l-aș citi, l-aș pune într-un frame, așa well, One Un million dollars, it's good. Ei, hey, ești bogat, dragul meu. Dumnezeu ți-a lăsat un testament. Dumnezeu spune că ești bogat, ești incredibil de bogat. Și trebuie să citim acest testament în fiecare zi. În fiecare zi. Mai adevărat, nu trebuie să fim nici din cale fără de optimiști. Citeam despre doi oameni, în, săteau într-un sat și, la un moment dat, pentru că aveau multe oi în satul ăla, foarte multe oi erau în satul ăla, au venit lupii și s-au înmulțit -au lupii așa de mult încât făceau ravagii, omoreau o grămadă de oi. Și s-a adunat primăria și a spus, domnule, dăm un premiu, Celui care aduce un premiu de uh, 1000 de dolari pe lup, dacă l-a împușcat pe lup, 1000 de dolari. La vremea erau niște bani foarte mulți. Și s-au dus oamenii, doi prieteni, au zis, I want to become rich. S-au dus amândoi uh, și au reușit să împuște doi lupi, dar s-au dus în pădure, au împușcat doi lupi. Era seară, s-au culcat cu lupi acolo lângă ei și pe la miezul nopții, așa, după miezul nopții, unul se trezește că a auzit ceva. Și când s-a trezit, 20 de lupi în jurul lor, așa erau. Cu ochii aia, așa. Știți cum sunt lupii. Și ăsta se trebuie, dă un cod la data. Hei, hei! Păi, Ioane, scolă-te! Ce? Scolă-te, măi! Suntem bogați, măi! <laughs> Nici chiar așa, nu? Nu e vorba de optimistul ăsta, dar. Nu știu dacă. Nu mai știu. De... I don't know the end of the story, ok? <laughs> uh... Ideea este însă că suntem extraordinar de bogați. Și aș vrea să vă spun ceva, moștenirea noastră nu este cerul. Mă zicem, oh o să ajung în cer. Nu, no, nu, no, nu, no. cerul, it's, it's nothing. Ce să faci tu în cer acolo? a întrebat Jonathan într-o zi, tati, e adevărat că în cer tot ce vrei poți să ai? Zic, e adevărat, dar nu o să vrei ceea ce crezi tu că vrei acum. Moștenirea noastră este Isus Hristos, la vezi să fie numele Lui. Asta e moștenirea noastră. Asta este bogăția noastră. De aia suntem atât de bogați și, bineînțeles, o să-l avem atunci, dar l-avem acum. Este a noastră. Hristos este cu noi în fiecare zi. Există în Ezechiel 44 cu 28 un verset. Vă rog să-l puneți pe screen ca să vedeți cum trebuie să gândim noi. Versetul ăsta este vorba, în versetul ăsta este vorba de leviți și despre preoți. Ezechiel 44 cu 28. Ezechiel 44, 28. Iată moștenirea pe care o vor avea. Eu voi fi moștenirea lor. Să nu le dați nicio moștenire în Israel. Eu voi fi moșia lor. Cine spune lucrul ăsta? Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune, hei, eu sunt moștenirea ta. Nu, nu trebuie să vrei altceva. Nici banii, nimic, nimic, nimic. Eu sunt moștenirea ta. Și vine satana și spune următorul lucru. Uitați ce spune. Ție ca și levit, ție ca și uh, preot pentru că o să vedem, Apostolul Petru ne numește pe toți preoți. Și vine satana și spune următorul lucru. Auzi, dacă nu mă slujești pe mine, o să ziau tot ce ai. Îți iau tot ce ai. You will lose everything. La care tu trebuie să spui, eu n-am nimic. Unde? Zice, de ce? Păi zice, iată moștenia pe care o vor avea. Eu voi fi moștenia. Să nu le dați nicio moștenire în Israel. N-am nimic. Nu poți să-mi iei nimic, satana, pentru că n-am nimic. Tot ce am aici nu e a meu. Poți să-l iei. Că n-am nimic. Bine, atunci dacă n-ai nimic, vine satana spune, I want to give you something, so you will serve me. Vreau să-ți dau ceva ca să mă slujești. Și atunci, răspunsul meu și răspunsul tău e următorul lucru. Nu poți să-mi dai nimic. Că eu am totul. Eu l-am pe Dumnezeu. I don't need anything else. Amen? Ce să-mi facă? Ce să mai facă satana unui om ca și mine, ca și tine, care îl avem pe Dumnezeu, care avem moștenirea noastră cea mai prețioasă este Dumnezeu? Ești extraordinar de privilegiat, ești strategic localizat, ești incredibil de bogat în the last one. Ești protejat în mod divin. Ești protejat în mod divin. Vesetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Wow! Le scrie Apostolul Petru la oamenii ăștia care erau persecutați, la oamenii ăștia care erau în probleme și spune Hei, fiți liniștiți, voi sunteți păziți, voi sunteți protejați de mine. Da, voi nu știți ce aduce ziua de mâine, dar vreau să știți că sunteți protejați de mine. Nu, mai, nu trebuie să fiți nesiguri, Cuvântul acesta, sunteți păziți, în limba engleză zice You are shielded. Este un cuvânt militar, un termen militar, care descrie cazarma dintr-o cetate, the garrison in a city. Și ideea este, chiar dacă cetatea s-a sfârșit, chiar dacă zidurile cetății sunt căzute, cazarma stă în picioare. Știți ce vrea să spun Apostolul Petru? Chiar dacă trupul ăsta se sfărâmă, Chiar dacă o să mori, sufletul tău este păzit. De cine? De puterea lui Dumnezeu. De mine, spune Dumnezeu. Trupul s-ar putea să moară, dar sufletul este bine păzit de Dumnezeu. Și aici iară intrăm într-o problemă, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Și iară sunt care spun, vezi, aici spune, domnule, Dumnezeu mă păzește, odată ce sunt mântuit, eu este cu neputință să mai cad de la mântuire. Și aici iarăși intrăm într-o problemă și dacă o să intru în ea, o să trec peste ora 12, dar nu vreau să trec peste ora 12. Ce vreau doar să mă limitez la un lucru. Uitați ce spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Asta este God side. Sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Care e următorul cuvânt acolo? Prin credință. This is my side. This is what I have to do. Dumnezeu mă păzește, dar Dumnezeu așteaptă de la mine credință. Adică se menține această balanță între ceea ce Dumnezeu face și în ceea ce eu trebuie să fac. Eu pot să zic, hey, praise the Lord, hallelujah, I was saved la Harvest Crusade last year. M-am dus acolo, am spus rugăciunea păcătosului, am ok. No, you're not okay. Dacă asta ți-i gândul dacă if you go back and you sin again, if you go back and there is no change in you, nothing happened. Există în Biblie trei feluri de credință. Și aș vrea să le pune -le pe toate camii, te rog. Credința convertitoare. Credința convertitoare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Credința care, you believed in Jesus, ai crezut în Isus Hristos, l-ai primit ca mântuitor în inima ta, ai devenit un copil al lui Dumnezeu. Asta e credința convertitoare. Există cealaltă credință, credința continuă. Credința care înseamnă încredere în Domnul. Care te ține, prin care te ții de Domnul. Dumnezeu te păzește, dar tu trebuie să crezi în El. Asta e credința continuă. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. I need to have faith, trust in the Lord. Și bineînțeles, există cealaltă credință, credința carismatică, 1 Corinteni 12, care este un dar al Duhului Sfânt. Și uitați-vă cum fiecare din credințele astea se relatează la o persoană a Trinității. Credința convertitoare are de-a face cu cine? cu Jesus, cu Isus, Fiul. Credința continuă, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este Cel care ne ține de mână. Credința carismatică este un dar al Duhului Sfânt. Iarăși vine Duhul Sfânt în ecuație, nu? Protecția asta lui Dumnezeu este, uh, cel mai bine este ilustrată și cu asta vreau să închei. De multe ori când treceam strada, de multe ori când mă duceam cu tata de mână, tata îmi dădea doar un deget. Și, uh, there is nothing Please, don't think of something else. Și eu îl prindeam pe tată așa de deget numai. Just to have that touch. Mă duceam cu tata de mână. Ok? Se spune că așa s-a dus un părinte cu tatăl lui, s-au trecut strada și îl ținea copilul de mână așa, îl ținea numai de mână. Și la un moment dat, tatăl a prins mâna copilului și l-a ridicat pe sus, așa cum de multe ori am ridicat noi copiii noștri, pe sus de o mână și a fugit. Why? O mașină venea în viteză. Tata a văzut pericolul și atunci tata l-a prins de mână pe copil și l-a ridicat și a fugit repede. Ei, asta face Dumnezeu. Câte vreme noi ne ținem de mână de El. Ne va prinde și El și ne va ridica. Și ne va salva de orice lucru care poate să ni se întâmple. V-am spus cu altă ocazie și cu asta vreau să închei, pentru că vorbeam de tata. Tata n-a fost un teolog, dar de la tata am învățat cel mai important lucru din teologie. Știți care e? Ori de câte ori avem o problemă sau un necaz, de la tata am învățat, suntem în mâna lui Dumnezeu. Frați și surori, suntem în mâna lui Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă, indiferent care e problemele pe care le ai. Noi suntem niște străini și călători în lumea aceasta și o să vedem ce înseamnă să fii străini și călător. O să parcurgem întreaga epistolă a lui Petru, întreia epistolă a lui Petru. Dar ceea ce Apostolul Petru vrea să le spună celor descurajați. Number one. Care a fost? Number one. Ești extraordinar de privilegiat. You're privileged to be in this house. Ești privilegiat să fii în astăzi în casa lui Dumnezeu aici. Ești privilegiat să fii un copil al lui Dumnezeu. And we take it for granted so many times. Oh, ha. Doi, ești strategic localizat. Acolo unde te-a pus Domnul, te-a pus cu un motiv, cu un scop. Ești incredibil de bogat, ai o moștenire extraordinară. Și apoi ești protejat în mod divin. Ești în mâinile lui Dumnezeu. Ce alt cuvânt de încurajare mai vrei? Suntem copiii lui Dumnezeu, ne putem bucura, chiar când suntem și în necazuri sau în probleme. Și aș vrea să nu uităm lucrul acesta toată viața noastră. Și când citim întâi Petru să ne amintim de lucrul acesta. Amen.